Salut, sunt TheWhatDot și bine ați venit la un nou hands-on. De data aceasta avem al doilea joc din colecția God of War, este vorba despre God of War 2. Putem vedea că are cam aceeași schemă de control, cu singura diferență majoră fiind butonul R2 care a fost scos complet din schema de control. Și veți observa exact diferența grafică și oarecum de gameplay, care este minoră față de primul joc. După evenimentele din primul joc, Kratos a devenit noul zeu al războiului, de unde și denumirea jocului God of War. Dar acesta nu s-a mulțumit cu atât și a început să îi ajute pe spartani să cucerească foarte multe orașe. Acest lucru a supărat zeii, iar aceștia nu au voie să se certe între ei, dar pot folosi alte metode pentru a se lupta între ei. Trebuie să folosească ori un muritor, ori o altă forță care nu face parte din clasa zeilor. Kratos acum se va duce să ajute spartanii să cucerească Rodosul și asta îi va mânia pe zei în așa fel încât unul dintre ei, se presupune Athena, dar poate să fie, poate să nu fie Athena, va complota împotriva lui Kratos. Iată și despre ce vorbeam mai devreme. Trebuie să menționez că acesta este un cinematic prerandat, iar cinematicele din God of War 2 de pe God of War Collection sunt în High Definition, deși jocul a fost lansat numai pentru PlayStation 2 inițial și era standard definition. Iată și primul boss din joc, Colosul din Rodos, care ne va urmări cam pe tot parcursul acestui început de joc. Deja suntem în joc, putem vedea grafica mult îmbunătățită față de primul joc al seriei. Putem vedea ceva mai multe efecte pe ecran, mai multă lumină, mai multe... Se întâmplă mai multe lucruri în același timp pe ecran. Iată, în spate putem vedea Colosul, cum tot lovește clădirea. Dacă nu mă înșel, avem de-a face și cu niște animații ceva mai fluide și oarecum mai rapide. Trebuie să menționez că jocul rulează în 60 de cadre pe secundă pe PlayStation 3 în High Definition și schema de control este în mare parte aceeași. Pătrat pentru Light Attack, triunghi pentru Heavy Attack, cerculeț pentru Grab, X pentru săritură și majoritatea combo-urilor și mișcărilor pe care le face Kratos sunt cam aceleași din primul joc. Foarte puține diferențe sunt la capitolul mecanică de luptă. Acum vom vedea prima diferență față de primul joc al seriei. Este vorba despre înlocuirea butonului R2 cu o simplă apăsare de R1 și iar apoi apăsarea de mai multe ori a butonului cerculeț. Butonul de magie a rămas L2, magiile sunt tot pe D-pad. Avem încă una din vrejile din primul joc, este vorba despre Poseidon's Rage, care ați văzut-o și în hands-on-ul pentru God of War 1. Ok, ne mai luptăm puțin cu băieții ăștia. Trebuie să amintesc că despre faptul că God of War este
un joc foarte scriptat, dar scriptat într-un mod în care, deși se face simțit acest lucru, jocul ne oferă niște momente pe care nu putem să, de care nu putem să, să nu ne bucurăm. Sunt, de exemplu, acum când Colosul a dat cu pumnul și a intrat prin perete, este o scenă foarte... It feels good. Asta e ideea. Conferă o atmosferă cinematică. Ok, aceleași cutii, aceleași chestii ca și în primul joc. Și va trebui să sărim repede pentru că băiatul ăsta nu prea are chef de noi. Mai întâi trebuie să scăpăm de băieții ăștia mai micuți, pentru că trebuie să, așa consider că este mai bine să scăpăm de cei care pot face mai puțin damage lui Kratos și apoi să ne ocupăm de marele boss. Este clar schema lui, schema Colosului. Aruncă câțiva omuleți de ăștia, pe urmă dă o palmă în pământ, iar atunci mâna lui este vulnerabilă. Și este cam singurul punct pe care putem să-l atacăm. Trebuie să ne gândim că acest joc a fost lansat și pe PlayStation 2 și grafica, deși era la o rezoluție mai mică, nu era mult diferită. Pentru versiunile de PlayStation 3 au introdus foarte, foarte puține lucruri noi din punct de vedere al efectelor sau alte chestii de acest gen. Ce convenabil a fost pus această catapultă aici. Dar nu-i Kratos i-a venit o idee, o piatră nu-i de ajuns. Va trebui să se arunce singur spre Colos. Din nou același tap-tap pentru cerculeț și primul quick time event. Foarte spectaculos. Trebuie să amintesc că quick time eventurile din God of War 2 sunt mult mai spectaculoase ca cele din primul. Deja formula era cunoscută de către cei de la Santa Monica și au realizat o treabă foarte bună. Am ajuns undeva în sistemul de canalizare din Rodos sau ceva de genul. Bun. Și ca în fiecare joc God of War există și chestii mai secrete, să zic așa.